Salutare tuturor, eu sunt Andreea și astăzi o să fac așa un vlog mai de casă, să zic așa, pentru că este ultimul vlog din săptămâna vlogurilor și eu, ca de obicei, sunt îmbrăcată în costumul meu roz preferat, pentru că efectiv este atât de confortabil, este pur și simplu haina mea preferată. Deci dacă ar trebui să-mi las toate hainele din garderobă și să aleg doar o ținută, această ținută ar fi, pentru că efectiv este cea mai confortabilă, vă zic eu. Așa, haideți acum să prindem și neonurile mele roz, pentru că da, totuși sunt îmbrăcată în roz, deci trebuie să avem și neonurile roz. Gata, acum suntem oficial roz. Ei, apropo, mi-a mai comandat exact așa un costum, doar că pe albastru. De ce s-a schimbat albastru? Stai, ce? Deci mi-a mai comandat exact așa un costum, doar că deja pe culoarea albastru și trebuie să ajungă curând, sper. Nu știu când, ouch, dar sper să ajungă cât mai rapid, pentru că da. Acum o să pun roz. Dar nu se pune, deci nu, nu. Ok, probleme tehnice. Iar aici efectiv am stat câteva minute în șir, efectiv cred că am pierdut jumătate din stil doar ca să pun luminile roz. Și ghiciți ce? Mi-am dat seama că ori telecomanda mi-a stricat, ori ceva e neregulă, căci nu puteam efectiv să-mi schimb luminițele, efectiv nu lucrau. Deci, refuzau să lucreze, așa că, da, într-un moment dat am crezut că e ceva cu bateriile, după am văzut că nu e nimic cu bateriile, deci nu știu ce este cu LED-urile mele, dar pe parcursul vlogului, din păcate, nu o să fie LED-uri roz, da. Deci, efectiv, acum s-a blocat pe culoarea asta, deci nu pot să crezi și nici măcar nu se asortează cu costumul. Bravo, Andreea, bravo! Eu deja mi-am făcut patul și desigur că mă uit la Velica Lepni Vec, iar acum aștept comanda de la pizza, de la Corso Pizza, preferații mei, ca să mănânc. În sfârșit, ce apropo, acest balonaj îl am de la o pagină de Instagram, am primit mai multe baloane, doar că doar ăsta a rămas. Îmi place foarte mult, așa că l-am legat de suportul meu de telefon, apropo, am două, unul în partea aia și unul în partea asta. Nu prea le folosesc, dar nu contează și acum așteptăm comanda de mâncare, pentru că chiar mi este foarte foame. A venit comanda, mai exact mi-am comandat nuggets, preferatele mele, și deja pizza. Hai să vă arăt această pizza pe care pur și simplu o ador. Această pizza n-am mai încercat-o niciodată, deci astăzi o să încerc prima oară cu mama. Și asta la fel tot este foarte delicioasă, doar cu cașcaval. Și ultima pe care am comandat-o este... Taram! Asta cred că e cea mai bună pizza, deci neapărat trebuie să o încercați. Iar nuggets-urile astea, cred că... Deci am atâtea vloguri de la Swipe House în care vă arătam doar nuggets-urile astea. Pentru că, serios, eu cu fetele mâncam 24 din 24 doar asta, pentru că este delicios. Așa că acum mă duc să mănânc. Cei care m-au întrebat de unde comand, mai exact de la Corso Pizza, pentru că cred că iau cea mai delicioasă pizza din oraș. Nu cred, dar asta este părerea mea proprie. Așa că puteți să intrați chiar acum la ei pe site să comandați și voi. Deci, eu mă uitam la film și tocmai a venit mama, odată cu curierul, apropo, și mi-a adus două creme, pentru că efectiv la mine s-au terminat crema pentru față. Și efectiv eu nu pot fără crema, pentru că fața mea este un pic uscată, mai ales acum în această perioadă de frig, așa, ok, nu este chiar frig afară, dar este frig ușor, apropo, deci nu știți cât de tare mă irită neonul ăsta portocaliu din spate, nu știți cât de mult vreau să-l pun roz, dar nu pot, pentru că nu am baterii și sper încă să fie problemă în baterii, dar da, iată, uite, așa creme mi-a luat mie mama, una pentru zi și una pentru noapte. Deci super. Nu știu cum voi, dar eu cred că camera mea necesită o mică curățare, mai exact, ok, în camera este destul de normal, dar în biroul meu și în măsuța mea de machiaj, în birou încă e curat, apropo, chiar n-am chef să-mi fac birou. Dacă vă întrebați de ce, pentru că nu vreau să-mi amintesc de școală următoarea săptămână, pentru că, după cum știți, avem vacanță o săptămână. Eu mă uit în partea aia pentru că e un apus atât de frumos, efectiv. Wow! Hai să vă arăt ceva. Uitați-vă ce apus frumos! Deci, pentru că trăiesc la etaj, se vede foarte drăguț în fiecare seară apusul. Efectiv, uitați-vă cât de drăguț! În primul rând, deci trebuie să-mi fac curat în măsuța de machiaj, pentru că chiar am o dezordine. Uitați-vă pur și simplu cât de dezordonat este totul, așa că, ok, în ăsta încă e ok, dar uitați-vă aici, efectiv, este o dezordine foarte mare.
în toate dulapurile. Aici am un dulap cu două ciocolate. Ok. Așa că da, și aici, la fel, uitați-vă ce dezordine. Toate colierele mele înșirate pe masă. Așa că acum facem curat. O să încep cu acest dulăpior pentru că pur și simplu pe acesta îl deschid cel mai des din toate, deoarece, da, aici sunt toate produsele mele de make-up și efectiv... Și efectiv totul se află chiar aici, așa că haideți să facem curat. Așa, eu deja am terminat. A durat foarte puțin, efectiv. Mă uitam la film în timp ce făceam curat. Nu știu dacă pot să numesc asta ca un curat, pentru că a fost foarte rapid, dar da, nu e mare diferență, doar că am aranjat totul la locul lor și am aruncat chestiile care nu-mi trebuiau. Deci cam așa arată primul dulap. Deci totul era mai dezordonat, acum am făcut totul să fie mai comod. Ăsta e dulapul pe care îl deschid în fiecare zi și folosesc efectiv toate chestiile astea, așa că, da. Mai departe avem acest dulap. Aici, la fel, mi-am organizat un pic mai bine. Aici mi-am pus oglinda, un tonic pe care nu prea îl folosesc. Deci dulapul ăsta îl deschid foarte rar. Atunci când îl deschid, doar îmi iau oglinda de aici. După acest dulap, pe care la fel îl deschid în fiecare zi, și tot ce am aici important este placa mai mult, fixativ nu folosesc, un dezodorant, chestia asta pentru păr, un pieptene și aici am o cutiuță plină cu chestii pentru păr. Și aici la fel am elastice și chestii pentru păr. Și în ultimul dulap, deja nu vă arăt pentru că nu am nimic acolo în afară de două ciocolate, ăla este dulapul meu pentru mâncare, însă momentan nu prea am mâncare acolo, dar da, merge și așa. Oh my god, uitați-vă pur și simplu ce a pus. Vă spuneam eu că am cele mai frumoase apusuri aici. Uitați-vă pur și simplu cât de frumos este. Vreau apusul ăsta în fiecare zi. Deci, efectiv, acum e anul timpul meu preferat. Iar apusul ăsta este ceva wow. Deci, nu se focusează și, ok, în realitate este mult mai frumos. E mai portocaliu, nu știu de ce pe camera arată galben, dar e foarte... Așa, deci am găsit efectul la cameră care se arată ca în realitate. Și, efectiv, acum o să înțelegeți cum este apusul meu. Deci, pur și simplu, uitați-vă ce apus frumos am. Este wow. Cred că tot vlogul ăsta aș vrea să filmez doar apusul. În general, uitați-vă ce cer frumos este. Și pe fundal toți câinii vecinilor mei se aud, dar nu contează. Apusul ăsta este efectiv wow. Bravo, bățule, exact acum trebuia să te vezi și tu. Deci, stăteam pe For You și uitați-vă ce mi-a apărut, efectiv, mi-am amintit de filmările piesei. Nu știu cum voi, dar așa cea sunt mai mare eu. Fobia mea este să-mi scap telefonul în chestia asta, deci în canalizare. Este cea mai mare fobia mea de când mă știu, efectiv, uitați-vă cât de horror arată. Gata, plecăm de aici, nu vreau să-mi scap acolo telefonul. Vă dați seama cât de horror este să-ți scape acolo orice lucru, gen... da, nu mă focusez foarte bine. În orice caz, acest story l-am pus, de fapt, da, e un TikTok, dar eu l-am pus pe story și cred că cineva l-a preluat și l-a pus la el pe pagină și acum deja este TikTok. Însă acesta era un simplu story și un fanpage l-a luat, l-a pus și cam așa. Da, cam atât. Da. Și da, prieteni, eu cred că aici încheiem săptămâna vlogurilor. Voi nu uitați în continuare să vă abonați la canalul meu și să dați like acestui videoclip dacă v-a plăcut, iar dislike dacă nu v-a plăcut. În orice caz, eu sunt foarte fericită că ați fost alături de mine toată această săptămână. Nu știu dacă toți, dar majoritatea din voi în comentarii au scris că se uită la fiecare vlog și asta este foarte plăcut, că uitați alături de mine la vlogurile, la săptămâna vlogurilor și chiar nu mă așteptam să fie interesant să vedeți o viața mea într-o săptămână, cum decurg toate lucrurile. Desigur că nu reușesc să filmez tot pentru că este foarte greu, dar promit că atunci când o să mai fac săptămâna vlogurilor o să încerc să fac de fiecare dată din ce în ce mai bine. Apropo, voi nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, nu pentru că doar vreau să mă urmăriți, ci pentru că acolo încerc să răspund la cât
foarte multe mesaje de la voi, așa că puteți chiar acum să-mi dați follow, aveți linkul în descriere dacă vreți să vorbiți cu mine, încercați acolo să-mi dați mesaj, chiar încerc să răspund la cât mai multe atunci când am timp. Deci vă aștept pe pagina mea de Instagram, Andreea Bostanica mă numesc, așa că, da, și de asemenea pe contul meu de TikTok, apropo, câți dintre voi au cont de TikTok? Sincer, eu nu știu nicio persoană pe care să o întreb și să zică că, nu, eu n-am cont de TikTok. Ok, sunt persoane care au cont, nu postează nimic, eu cred că și aia să iau în considerare, dar sunt persoane care zic că n-au TikTok. Nu știu, eu n-am niciun prieten care să zică că n-are deloc TikTok, așa că puteți să mă urmăriți și pe mine pe TikTok dacă aveți și voi cont. Așa că, da, eu sincer sper că v-a plăcut acest vlog, sper că v-a fost interesant. Apropo, în comentariile acestui vlog, în comentariile la toate vlogurile mele, o să găsiți linkul la piesa mea Uit de Noi, pe care am lansat-o de curând, așa că m-ați face foarte fericită și chiar am cea mai mare nevoie acum de ajutorul vostru, pentru că vreau ca voi să ascultați piesa pe care am lansat-o special pentru voi de ziua mea de naștere, Uit de Noi. Este o piesă foarte importantă pentru mine, în care am depus foarte mult suflet și eu și managerii mei de One Records, așa că vă aștept pe toți acum în comentariile vlogului să ascultați piesa Uit de Noi. Eu sper că v-a plăcut vlogul, dacă a fost așa nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar acum eu știți cu ce o să mă ocup, o să mă duc și o să iau ori baterii, ori o să văd ce nu lucrează, pentru că pe mine deja mă irită neonul ăsta portocaliu. Așa că, da, eu sper că v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cum a fost, ca întotdeauna, a voastră, Andreea Bostanica. Vă pup! Pa! Aici se termină săptămâna vlogului. Pa!